Vă rog, faceți propuneri. Dacă sunt scaune nefolosite, îmi dau acolo. Următorul, dacă domnul Bobic nu dorește, nu? A fost, are trei ședințe, are trei luni. Nicodim. Am înțeles că mă așa vedeți. Alocația mie pentru că v-am propus mai mult cu o oră pentru a discuție. Supunem la vot propunerea pentru președinte de ședință. Va fi prima hotărâre a Consiliului Local de data aceasta. Da. Procesele verbale de la ședințele anterioare. După constatarea prezenței majorității Consiliului Local, președinte de ședință, declară deschisă ședința Consiliului Local Comunească. În continuare, dăm cuvântul domnului primar Constantin Răzuri. Întâi să propunem pentru aprobare sau pentru completare procesele verbale ale ședințelor anterioare. Le-ați avut în mapele de lucru. Vă rog frumos dacă sunt completări la ele. Dacă nu, sunt probleme? Atunci trebuie să supunem la vot. Cine este pentru? S-a rezolvat. Contra? Împotrivă? Abținere mic. Deci nu m-a limitat. Înainte de a intra în ordinea de zi, avem niște musafiri, să vedem cu doleanțele domnului. Da, e vorba de doamna Maziru, doamna Bran și domnul... Poftiți? Cine? Binecuvântul vece vienda. Nu e rău. De asta suntem aici, să vă așteptăm. Și domnul director Angheluță, care e proprietarul clubului din Asău. Acum, hotărâți cum stăm de vorbă în discuția asta, că... Dăm cuvântul la doamne, întâi că... Da. Care e mai departe, cuvântul lui botezatul Patrinu. Am mai fost așa cu două luni, tot cu durerea asta, dar văd că nu se ia nimic la... Deci, în urma apilor, din 2004, 2005, 2002, 2010, 2016, am fost inundat. Domnule, s-a făcut la petrol o placă de beton ca să vină apa la stație. Din cauza la placa aia, noi suntem inundați mereu. Pentru că se depozitează pietriș, bolovani și foarte îngustat ei ca să vină apa la stații, au pus gavioane. Din partea de la deal este lărgimea distorului. În partea de la vale, unii se duc apa, automat sare și ne inundă. Gândiți-vă că suntem și noi, avem bucurie să suntem bolnavi, nu mai putem. Acum au spus iar ploaie. În mai, iunie, au spus ploi. Anunță mereu. Ce facem? Stau cu trei pământ. În urma la discuția care s-a purtat,
împreună cu, adică mai bine zis, mai mult domnul viceprimar a conceput adresa și am văzut-o amândoi, trimisă la Apele Române, îți trimit un specialist ca să ne dea o soluție. Că v-am explicat, unul din specialiști, inginerul șef, directorul tehnic, cu o perioadă mai în toamnă, mai, când ne-am uitat de pe pod și i-am spus, zice, dacă dispare pragul ăla, și așa ai dispărut jumătate. Deci noi am făcut mai deci multe adrese. Deci este scoică de piatră. Mai multe adrese și la ISU și la... Duce apa, că este o scoică de desut. Să mai adâncești atât, dar nu se mai depozitează. Și dacă ei spun, noi am chemat din nou iar echipul și așteptăm să vină, dacă umblă și desface pragul ceala, în partea de amonte de pod, zgabioanele făcute noi de Apele Române, zice, atunci se va lăsa fundul albii. Și au fost doar o discuție de principiu. Ei, părerea lor, deci nu un specialist. Deci am făcut adresa, așteptăm un specialist. Eu cred că părerea lor este din birou. Sumă e plus 2 metri. Nu le-am văzut și nu le-am văzut ce se întâmplă. Deci și noi știm. Gura de la deal ați văzut e largă, ieșirea strântă. Clar, acolo situația când vin apele mari nu se pune în discuție să nu iasă. Așteptăm să vină. Și legat de acel prag, nu există că se va duce fundul. Facem o ezătură, facem din gabioane. Și lărgit din grădina omului din partea stângă. Nu vă mințim. E vreo 2 metri care 2 metri de parte lărgi albia râului. Da, din gabioane mai încoace. Și cu pragul ăla se poate face ezătură. Cum să nu e ceva. Să nu crească podul? Nu, podul. Nu, se spargă aia. De la vale de pod se poate lăgi. De la vale de pod. Dar știu vreau că sunt acele gabioane amplasate de către... Casetele. Sunt casetele. Sunt petrolul spus aia. Deci au fost treaba la ei. Aia trebuie ridicate. Băi, dacă noi am solicitat în scris și de la ISU și de la sistemul de gospodărire... Dar dacă îi așteptăm, domnule, dacă îi așteptăm să vină un an... Oamenii ăștia au de fiecare dată probleme. Dacă vin ploile, ia să întâmplă nenorocirea. Da, domnule. Acolo mai multe probleme, nu trebuie să fii specialist. O să luăm legătură. Da, ca să umbli în apă, trebuie să ai aprobarea lor. Nu poți să umbli. Nu poți să umbli. Podul a fost construit cum a fost construit. Da. Orice ochi mai puțin avizat își dă seama că i-am plasat prost podul. După aia, lărgimea de intrare sub pod a apei și lărgimea la ieșirea de sub. Ei s-au luat după podul CFF. De așa o vreau. Clar că acolo toate... Mari, mari, drept în, da. Între poduri. Iar gabioanele care au fost construite pe partea stângă, atâta, pe partea stângă, al treilea nivel a fost construit iarăși prost. Casetele? Gabioanele construite de la deal de pod, la munte de pod. Nivelul 3 începe de undeva... De la 100 de metri, poate, dar nu știu, 100 de metri de pod. Cred că au început de mult mai încolo, pentru că apa pătrunde. Domnule Eugen, proiect făcut de Aqua Proiect București, îi finanțat din fonduri europene, îi e ordonatorul de credit de administrația bazinală, apele Siret. Noi am avut și în timpul construirii, lor am avut probleme, cum e la scaune, la Dorel Țuțu, vroia să vină cu un zidul în apă și i-am zis, doamnă, mai degrabă nu faceți nimica, duceți-vă în altă parte, în alt sector, să stabilim metri ăștia liniari, decât să-mi puneți mie zidul în apă, mai bine lăsați-o așa, că devine de rău dacă vine apa, tot mai e câte o palmă din el, câte un deget. Și până la urmă s-o găsit, înțelegeri, o trasă în apă. Domnul primar, chiar dacă nu vor ăștia de la Apele Române, chiar dacă nu vor, să presupunem, aici că 2 metri de lărgirea râului se poate, că făcut un canal, la, să zicem, la baza caprei podului. Și ne ducem cu casetele, noi mai mutăm casetele și se poate. 5 metri mai multe. Legii proprii s-ar putea face. Și cu acel prag nu există problema pragului. Eu zic așa ca nespecialist. Ne percepem și noi. Toată lucrarea asta trebuie să o facă administrația bazinală a apelui să reprinde sistemul de gospodărie. Dar dacă ei nu vor. Să vă explic de ce. An de an acești oameni au probleme. Așteptați să vă explic. Noi am lungit gabioanele de la bere 3 sferturi de an din cauza că atunci când s-au făcut intabularea albii de la confluența Trotușului și până la Gemne Lungă, unele zone le-au ocupat Apele Române. Jumătate din gabioanele de la bere, unde vedeți dumneavoastră bolovan în drum, era intabulat de Apele Române. Când ne-am dus noi topograful să intabulăm, că nu mai poți face nicio lucrare de investiții mare, mică, decât dacă ai proprie, că ești proprietarul terenului. Nu mai e că albe, minoră, majoră, faci ca unii să nu puști. Și atunci, băi, că nu putem face. De ce? Păi uite, ăștia au intabulat la ei. Du-te la Apele Române, am mers amândoi, la bazinală. Du-te cu topograful, unii la cale, cu toposistem. Și-o durat din... În aval de pod... De prin decembrie, nu? Sau când? De prin decembrie, da.
Până la urmă s-a făcut modificare, tot topografiul, topo-sistem, cu cei la Aquaproiect, au găsit și s-au reglat treburile și acum ne putem apuca de gabioanele de la bere, că terenul e al nostru. Acum, unii au ei investiție, doamnă, unii au ei investiție, pe la Gheorghe Budacu, peste apă, și unii au și acolo casetele alea, este terenul lor. Singurul lucru cu ei putem face. Păi, ei, dar, dacă ei nu vor, domn primar, să vină de acum încă 10 ani. Păi și nu pot investi niciun leu. Adică oamenii noștri sunt pericol, domne. Și ei nu au nicio problemă. Sunt câteva gospodării bune. Sunt de așa sunt apă. Urmează ce eu zic oamenii și mă duc ei la bac. Păi așa, hai să facem asta atunci, că au trecut mai prea mulți ani, adică tot vorbim degeaba și la pe românii nu-i interesează. Păi ei nu-i înăuntă nimeni. Ei nu sunt oamenii din comun la noi. Doamna Cadimuța îi spun eu. Viceprimarul invit pe 10 oameni, 20 din foarte bine, toate și merg la Bacău și atunci oamenii nu se bagă nicio spus. Problemă, până în pânzile păi, dar nu mai putem sta numai cu frica. Bă, păi eu i-am dat până acum de 6 ori. Păi acum dacă mai vin o aprile și are gabioane până pe râul Bobri și pleacă până în partea, hăt încolo. Vă dați seama, se distruge mai mult. Hotărâți-o zic când doriți. Eu nu pot să hotărâi, vă dumneavoastră, cine e împuneri. Când vă faci dumneavoastră timp, eu sunt aici în timp în fiecare zi. Și acum mai chema vecinii, păi ce că cum pune alte rahaturi pe perete, nu au putut să pună cerința asta. Eu ce putere am, a fost am umblat, dar... Vezi omul cum îi... Problema e în felul următor. Noi putem să ajutăm altfel, dacă sunt posibilități. Până ce a venit apele României, Iisus, care a venit acolo. Măcar decolmatarea, deci să poți să facă acum cât mai urgent. Dar ce bolovan mare și pe o parte? Doamne ferește, vine apa peste 2 săptămâni, peste 1 lună de zile, inunde. Măcar decolmatarea, cât ne stăm în putință pentru primărie. Principalul problemă este ieșirea, avalul aia pod de ieșirea, ce-s mai... aia e principala problemă. Oricum, dacă este curăț, se tot se duce apa. Acum așa, nu mai trebuie să vină apa mare. Oricum e asta. Să vii cu malul în 2 metri în albia râului. Strântez albia râului. În munte nu se poate duce, că-i stâng, că-i scoi pe piatră. Nu a fost de atâtea sute de ani s-a întâmplat la Castrologi. Acum, dacă s-a întâmplat, trebuie să se rezolve cazul. Ei nu s-au dat seama că dacă n-au fost inundate până în 90... Și asta apare problema de când a făcut casa de apă. Exact, la domnule, noi n-am făcut. A fost pod de lemn, jos. Dar cine nu s-au pus probleme? Eu fac și eu, am 65 de ani. Am înțeles că unul care e proprietar acolo n-are nicio problemă, e de acord. Bă, nicio problemă, nu avem probleme. Să intre cu grădina lui. Nu mai știu să vreau, vă promit că... Până la sarci aia sau gime, stea că l-au vrut. Domnul Ciobanaș, nu poate ieși, nu s-a gândit și nu mereu. Păi, na, asta e. Eu vă promit cu mărtul meu, dacă... Da, vă mulțumesc. Trebuie bătut la ușa, asta trebuie. Trebuie bătut la ușile lor. Vă mulțumesc, nu așa. Tragem speranță, știți cum duce sunt țigară. Tot tragem speranță, că ceva se rezolvă. Bună ziua, vă mulțumesc. Sănătate. Dăm cuvântul doamna Magine. În primul rând, bună ziua. La ultima ședință în decembrie am trecut, am promis să mă întorc cu anumite documente care eu le-am depus într-o petiție. Pe data de 7 decembrie care a dispărut. Ca mai multe cereri care eu le-am adresat către domnul primar. Am promis că m-am întors cu, cred că vă mai aduceți aminte da. Ce este vorba, m-am întors cu răspunsul școlii, primul care a ajuns aici, iar a dispărut și ăla. Dar unde dispar? Nu știu unde dispar. Dar la cine a fost repartizat? Păi ce mai veni mai înainte de ședință, sunt blând la registratură, zicem... Care e depusă și a cine a fost repartizată? Da, mă, eu voiam aici. Oricum vine către primar. Da, este, are un număr de ordin. Când vine către primar, când vine. Păi și dacă vine către mine și la mine, eu o repartizez la careva, care nu fac arhivul la mine în birou. Și nici nu stau în locul lor. Știu, dar asta nu mai e. Dar nu s-a ocupat de ea. Păi da, dar nu se află eu acum, eu știu ce număr, ce... Dar eu v-am spus și în luna decembrie. Doamne, nu-i pe spus. Dați-mi că... Da, e pe data de 7 decembrie la numărul 10. Știm că e ședință, așa cum va convoca, cine va convoca. Nu, nu va convoca nimeni la mine, ați venit de dimineață, la prânz, la 10, la 9, vedeam la registratori, îi dădeam fiedic, caută cererea locutare. Pentru că toate au dispărut, am venit și eu personal, ca să nu mai dispară. Cea mă mână nu dispare. Ar fi bine, pentru mulți ar conveni. Ar fi de preferat pentru anumite persoane, dar
Mi-e teamă că mă pune să viu să zic dacă eu sunt eu. Păi, Moni, dar uite și când ați doamna... E pe 7 decembrie, auzi, numărul 10. Numărul 10? Nu, n-are cum fi numărul 10, că e la reclamație? Da, da, da. A semnat pentru dânsa, am presia cu domnul Lască. Acum... Nu știu. Îi dăm un telefon. Poate este la sine. Și școala ce răspund odată? Păi eu am răspunsul drept ăla care a venit la memoria în septembrie. În care mie mi s-a spus că răspunsul este tare, negativ. Citeți-o tare. Pentru că acolo scrie tot altceva. Adică acolo nu te-am auzit un... Dați-i citire. Dați-i citire cu clar asta. Nu nimic, îl mai citim. Da, deci răspunsul către Comuna Său. Dar asta e către Comuna Său? Către dumneavoastră răspunsul. Păi nu, eu am făcut o cerere, prima este cerere făcută către primărie. Așa, în care eu... Că au fi făcut Cristi la școală, poți să da, au făcut la școală și atunci ai răspuns școală. Ăla e răspunsul școlii către primărie. La adresa dumneavoastră numărul 8008 din 27.09.2016, vă comunicăm. Spațiul solicitat nu este amenajat în vederea comercializării produselor de patiserie. Așa. Condițiile în care va fi dat spre închiriere în vederea comercializării patiserie, cheltuielile privind amenajarea spațiului conform normelor sanitare. De la doamna Mazelu, vor deveni beneficiari cu chioșcul, perfect de acord. Precum și obținerea autorizațiilor și avizelor pentru calitatea produselor comercializate, în conformitate cu legislația în vigoare, termeni de validitate, ambalare, etichetare, depozitare. Sunt perfect de acord cu ce spune acolo. Așa, ăsta e răspunsul pe care l-am primit de la primărie către mine, în urma cererii. Eu sunt înțeleg că școala e de acord. Da. Păi și atunci cine nu vă lasă? Școala e de acord? Să amenajați mea să spate. Păi da, eu am cerut atunci să închiriez 3 metri pătrați. Eu asta am cerut. Și mi s-a spus că primăria, școala nu a fost de acord. Cred că nu. Dar păi bineînțeles, dar trebuie să știm exact unde se face. Doamne, o viceprimar, conform legii de educație naționale, închirierea spațiilor școlare se face în baza unui regulament al numai unor spații. Deci, la ora actuală nu există un asemenea regulament pentru închiriere în care se stabilesc anumite locuri, nu orice sală de clasă poate fi închiriată. Dacă școala are o sală disponibilă unde se pot face anumite întâlniri, simpozioane, și nu afectează sistemul de învățământ, educația, deci o nominalizează. La fel, spațiile acestea care sunt cerute pentru anumite activități comerciale, trebuie nominalizat concret. Nominalizarea se face în baza unui regulament pe care trebuie, dacă nu există... Eu v-am citit răspunsul școlii. Păi școala... Deci școala știe despre spațiu. Da. Așa. Bun. Îi de acord. Da. Amenajarea o face doamna. Da. O să obțină doamna pe cheltuiala ei autorizată. Da? De ce să nu ajutăm? Dacă chiria, chiria o plătește în baza la ce? Chiria. În baza la ce? Da. Cum? Avem un tarif stabilit pentru chirie pe metru pătrat. Să dacă vrem să o ajutăm, păi, stabilim de ce un tarif. Doamna viceprea, eu vorbesc de ceva. Vorbesc de un regulament în care se stipulează spațiu, păi metru pătrat, chiria. Păi de asta e doamna aici. Păi de asta e, da. Ca să o ajutăm. Dar facem un regulament dacă vrem. Doamna, cheltuiala ei, nu ne costă. Dacă vrem să o ajutăm. Dacă nu, tot timpul găsim să... Haideți să elaborăm. Tot timpul găsim să frânăm tot. Eu vă spun ca să rezolvăm problema, trebuie să ai acest regulament. Păi tocmai asta, facem regulament dacă noi vrem să o ajutăm. Dacă nu, îi mai spunem încă o dată și mai... Cine trebuie să facă asta, domnul Cristi? Cine trebuie să facă? Doamna să-și facă regulament. Normal aici la primărie, pentru că m-am documentat. Și am... Chiar numai ne punem contra, nu putem păi, să ajutăm. Pentru asta suntem... Deci în alte părți s-au putut face. Cert e că e nevoie de produsele alea, cum mai desfăzut. Avem în curtea școlii și construcția aia, care stă degeaba. Da, cu domnul primar, în subordinea noastră, cine vă ocupi de asta? Dăm acolo, dacă nu, căutăm posibilități de astăzi, să vedem oamenii. Cine vine asta? Dar ce regulament? Trebuie să stai un pic ca să ne lăbim acum. Păi, domnule, nu știu ce. Stai un pic, ți-o spus ce trebuie. Fă, domnule, eu nu m-am împoșit. De ce interpretăm? Am spus clar. Ca să rezolvăm problema doamnei, trebuie să emitem un regulament. Da. Că e de vreo să vândă-i. Domnul primar. Nu-l poate. De ce? Că au citat să vin mări. Eu știu că doamna a vorbit să vă las într-o bani. Eu acolo să cumpăr respectiva. Și dacă școala vă pune la dispoziție un spațiu pe care să-l
amenajați dumneavoastră, aveți cu ce l-a amenajat, că se zice pe cheltuiala beneficiarului. Dar e normal că e pe cheltuiala mea. Dar cine e pătrați, domnule? Domnul primar, cine din subordinea mea trebuie să ocupi de asta, ca să rămânim acum așa doamnă? Domnule, normal, școala trebuie să ocupi, spui, uite, cam aici, uite, aici se poate pune... Păi, din vreme ce o scolă, domnule. Păi, ziceți-vă, doamnă, mâine și apucați-vă de treabă, să vedem dacă primul care vine și vă oprește din activitate, să vedem unde se ajunge. Știți prea bine ce nu mă oprește, că doar acum... Păi cine, nu, spuneți, vă puneți în regulă cu toată documentația, să o școală, vă sunteți de acord. Doamnă, dar... Mie mi s-a spus de la bun început, dar eu aici, aici mi s-a spus că nu e de acord. Eu v-am spus că sunt informații. Deci eu la ședința din decembrie mi s-a spus că răspuns e negativ. Și am urmat ca eu să revin. Noi asta ați citit ce răspunde școala? Da. Păi și v-a arătat un spațiu, v-a zis, domne, uite, de aici până aici. Nu știu spațiu. Păi, dar, nu știu, eu am aici, v-am spus anul trecut, am schimbat autorizațiile. Două autorizații. Uitați-le. Doamnă, degeaba mi le-a arătat. Uitați-le, eu le-am schimbat. Referitor la spațiu respectiv. Și 26... A stabilit unii suprafața respectivă. Da, este o suprafață. Unde? Eu am cerut de la dumneavoastră să-mi dați închirii. Eu asta am cerut. Unde, doamne, este suprafața? Eu nu știu în școală unde să mă duc să vă dau. Trebuie să treziți o documentație legat de directoarea școlii. Doamne, uite aici, 2 pe 3... Da, sunt 3 metri pătrați. Păi da, doamne, dar unde, doamne, în școală? Și școala zice... Școala nouă. Păi și unde? În ce spațiu? Uite, tot sunt pe doamna director acum și după ședință merg, dar nu mă ia la oră. Nu, ăsta este răspunsul pe care eu l-am primit de la școală, în care îți cer alte chestii. Dar am venit să... Eu văd că răspunsul este afirmativ de la școală. Mai departe, dumneavoastră apucați-vă de treabă. Păi eu m-aș apucat, dar n-am spațiu. Dumnezeu spune că eu arăta spațiu, eu arăta nu știu ce. Vine la noi, domnul inginer, uite școala... Și nu, și nu primăria trebuie să vă dea, trebuie să vă dea școala. Nu, primăria trebuie să vă dea. Eu de ce m-am interesat, școala e de acord, dar școala fiind în unitatea dumneavoastră, dumneavoastră... Primăria, da. Director de acolo, domnule, uite, e vocația. Da. Păi și de ce l-ați venit la noi să spui, uite, domnule, a venit toată, a răspuns la școală. Da, da, dar de partea școlii, vine răspuns, afirmat mic, a dat și spațiu, a dat și aia. În condițiile în care va fi dat pe închiriu. Și așa, inclusiv semnă de la părinți. Care... Cheltuielile privind amenajarea spațiului conform normelor. Domn primar, unde poliția noastră ca să ne asiste aici? Care treabă un cetățean cu noi? Un cetățean al comunii. Vine domnul Baghera. Baghera. Deci e clar. Am inclusiv semnături de la părinți care i-au dorit să mă reapuc de treabă. Vă doresc, dă-i un minut. Eu înapoi chiar de spate. Vreau să mai caut. Ei, în spatele meu... Dimineața veniți la noi și mergem la școală. Găsiți. Să vedem. Și vă puneți de acord cu doamna directoare, dacă doamna este de acord. Dar e aici doamna. Îi dai așa. Și mâine? Eu am vorbit. Veniți în coașa, o vedea. Păi eu îmi vedea, dar uitați că astea expiră. Am dat 15 ioane. Dar vă dau ca să prelucrați la domicilă, nu cred că dacă n-aveți acte... Două autorizații, una de comerț. Dacă n-aveți acte pe comerț, dar dacă n-aveți acte pe spațiu... Păi da, le-am pentru producții de acasă și eu le-am venit schimbat, așa, practic. După mintea mea, prădându-le anul trecut, am zis că... Să rămână... Dar din condițiile aferente de anul acesta, pentru că 5 milioane chiar nu-i... Dumneavoastră ați solicitat-o... Eu am solicitat exact în vremea asta, deci este exact una. Deci când am venit, am făcut una cerere, a dispărut, am mai venit, am mai făcut una. Cum dreapte să dispară? Dar madame, e un structură de oameni, dar numărul cerere. Da, deci ei sunt acolo. La registru, registru nu dispare. Dar trebuie știți data, bine, de noi. Eu m-am spus, dar eu am spus data, că eu știu. Băi, uite, păi v-am spus, v-am spus-o. Da, doamne, vedem și noi prin mâine, doamne. În dimineață? Ok, acum... Sper să nu dispar și eu între timp. Mă rog la Dumnezeu. Mulțumesc tare mult. La revedere. Dăm cuvântul domnului invitat, domnul Angheluță. Da, Schifcea. Clubul său este clubul SCB Tacom, Plăsărele Comanești. Conducerea unității a hotărât vânzarea clubului sau găsirea unor alte soluții pentru rentabilizarea acestui obiectiv. Având în vedere că spațiul de sub club este al primăriei,
am hotărât ca prima propunere să o facem către Consiliul Local, către Primăria Asău, dacă este interesată în cumpărarea acestui obiectiv. Am zis că suntem dispuși la negociere, da? Avem făcute o evaluare, la evaluarea respectivă s-a mai făcut îmbunătățiri în sensul că s-a acoperit, s-a, în fine, lucrările care le face un om gospodar când are un obiectiv. Și în aceste condiții, având în vedere că sunt mai multe, că așa se întâmplă, atunci când vin sunt mai multe oportunități, am vrea să știm punctul dumneavoastră de vedere și timpul în care am putea, dacă îl cumpărați, dacă sunteți interesați să-l cumpărați, dacă nu, vrem să luăm o hotărâre ca să rentabilizăm acest punct de lucru. Eu am o evaluare, am înțeles că și dumneavoastră doriți să faceți o evaluare. Rugămintea mea, suntem deschiși, deci având în vedere că vrem să valorificăm, suntem deschiși la o negociere care să mulțumească ambele părți. Prima evaluare pe care am făcut-o noi era în jur de undeva la 700.000 de euro. Noi am făcut propunerea pentru vânzare, o negociere, eu știu, începând la undeva la 350.000 de euro. Valoarea lui probabil că e mult mai mare, că n-am mai făcut reactualizarea în euro, așa cum am făcut să reactualizăm la cât e un euro acum. Așteptăm punctul nostru de vedere, dacă se poate să urgentăm puțin, ca să putem să luăm noi o hotărâre. Dacă e de vândut, îl vindem, dacă nu e de vândut, să știm ce avem cu el de făcut, dar nu vrem să pierdem o altă oportunitate care în acest moment ni s-a oferit. De asta am venit în fața dumneavoastră, să vă stau la dispoziție cu date dacă e nevoie cu asta și să plec de aici convins că ori se cumpără, ori nu se cumpără. Și dacă se cumpără, cam în ce termen, ca să pot și eu să știu pentru celelalte oportunități ce mă sunt să iau. Vă mulțumesc! Da. Adinezăs intenția de cumpărare. Că la început e o intenție. Da, intenția de cumpărare. Se cumpără, sigur. Sau nu se cumpără, de asta. Da. Oricum, o decizie o să ia în majoritatea Consiliului, nu? Ați fi dispuși unei plăți eșalonate? Cred că suntem dispuși la o plată reeșalonată, după o perioadă foarte mare, dar negociem. Adică dacă e o negociere, negociem. De 15 ani. Da. V-ați fi și mai mare. Da. Da. E o sumă destul de importantă. Sigur, da. Și obiectivul e destul de important. Adică e o construcție mare. Da, o să... Asta trebuie analizat și... O să... Omul cumpăra. Da, din păcate asta e realitatea. Putem negocia de la 350.000 în jos. Până marja care o fi. Da. Problema, o marjă... eu am zis 350.400, negociabil, știți, da? Asta nu înseamnă că neapărat o să țin, da, domnule, asta este. Discutăm problema, da, de asemenea manieră, încât, cum să spun, nici să nu ne bate în joc de o negociere. Știți de ce, domnule Iuță, noi am adoptat un proiect de hotărâre, majoritatea, pentru 10, parcă a fost așa se cere, cu 2-3 din Consiliul Local, pentru imobilul de peste drum, care are o suprafață locuibilă mult mai mare decât clubul. Clubul are altă treabă, e bun, dar evaluarea băncii, banca, până la urmă, sau cine o și ei au făcut-o la 2.400.000. Bani vechi vorbim. A ajuns la 4.800 și au lăsat-o la 2.400.000. Acum, sunt sigur și aici, când se face o analiză, nu? Se face o comisie ca să stabilească cât cum, sigur. Și nu se poate lua o hotărâre până nu stabilești majoritatea Consiliului. Noi acum trebuie să ne exprimăm intenția de a-l cumpăra. După aia, da, intenția e clară, dar mi-e greu să cred că poți în lei. Plătești, în lei, da. Câți bani ajung? 15 miliarde. Știți, dacă e negociabil? Știu, negociabil. Păi acum, de asta noi trebuie să stabilim noi cine face negocierea cu domnul Angheluță. Păi cine? Nu, nu s-o stabilește. Alegi un consilier local,
de la fiecare formațiune, cât e doi, ca să nu iese probleme când s-o cumpăra cu unul, ca așa e la noi. Așa. Că, și da. Atunci, nu stabiliți, că nu stabiliți. Din punct de vedere, prețul ar trebui să fie comparabil cu cel de peste drum. Mai cu seamă, relativ. Mai cu seamă că ăsta se vede cu tot terenul de sub ea, imobilul de peste drum, da? În partea aia la dumneavoastră, terenul e a primăriei. Și cred că ar trebui să țină cont și de acolo. Cu, bun, nu 2 miliarde 400, au făcut evaluatorul la 4 miliarde 800, vorbim din lei vechi, da? Ca să am rămas încă fixat așa. Trebuie să fie comparabil prețul, că, până la urmă, v-am spus, ca suprafață locuibilă, mult mai mare e asta, față de club. Clubul are alte direcții și cu treaba lui. De asta zic, de la asta până, depinde ce înseamnă negociere din punctul dumneavoastră de vedere, că dacă din 5 miliarde ne propuneți să vă dăm 14.500, eu personal nu voi fi de acord. Domnul Anghel ți-e obligat să negocieze în interesul firmei de care, de care o conduce, nu? E clar, fiecare parte a lui, bineînțeles. Dar noi nu suntem obligați să facem. Nu, sunt sigur că interes trebuie să fie. Poate cadem de acord. Să ajungi la o sumă, cadem de acord. Rugămintea mea care este, sincer, dacă se cumpără, să se cumpere și să începe negocierile, ca să știu într-un termen cât de scurt ce am de făcut. Dacă nu se cumpără, iară nu se cumpără, rugămintea mea ar fi să găsim soluția pentru urgentarea problemei. Da? Sau nu, că în funcție de aceasta trebuie să-mi iau și o hotărâre. Să hotărăște cumpărarea, atunci știu ce am de făcut, nu se hotărăște cumpărarea, iar știu ce am de făcut. Da, putem discuta la finalul ședinței, să ne dăm fiecare să-și spună punctul de vedere, să tragem unii și să vă... De acord, spuneți noastră, de acord. Sunt, da, dar la asupra prețului nu poți să te stabilești până nu și am discutat și noi cu unii cu alții. Trebuie expertiză. Păi să părerea mea, trebuie să facem tot printr-o hotărâre de Consiliu, că noi trebuie să alocăm niște bani pentru expertiză. Expertiză. Într-o hotărâre de Consiliu. Să alocăm un fond de, nu se cheltuie, rămân acolo, da, să de milioane sau poate să coste o expertiză, așa, o să-i trebuiască să facem o expertiză. Dar înainte cred că am putea să ne spună prietul ca să știm dacă se merită să mai facem. Da, dacă n-ai expertiză. Dânsul știe exact. Dar o spus care e ultimul preț. Eu raportul de expertiză făcută de un expert la timpul respectiv, eu n-am la plăcere. Dar de câți ani? Este făcut în 2007. Acum 10 ani. 10 ani. Gândiți-vă că în ăștia 10 ani, din păcate că e făcut în dolari, din păcate, euro n-a scăzut. A crescut. Iar eu, față de raport, am venit și am zis, domnule, de la jumatea lui, sunt dispus să negociez. Negocierea înseamnă și noi, noi dacă am avea înțelepciune în Consiliul ăsta, am putea să facem în așa fel ca să îl luăm aproape degeaba, dacă am putea. Păi, oricine cu dorit. Am putea să ne gândim să vă dublăm redevența pentru terenul de sub el și să ne dați cât titlul gratuit. Dar asta era o glumă, bineînțeles. Da. Sau cu o altă glumă, vedem, vă mai puteți donare și ne-l donați. Pentru că... Da. Eu donez contra valoarea unei sume de... Fie 350 de mii de euro. Da. Domnule, eu, da. În principiu, suntem de acord. În principiu, să înțeleg, trebuie să stabilim. Într-adevăr, e din importanță, ne trebuiește, nu avem cămin cultural în comună. Da. Deci, când se dorește vânzarea, se dorește și negocierea, da? Absolut. Dar negocierea trebuie să fie într-o limită rezonabilă, cât să nu fie bătaie de joc. Îți dăm 100 de euro pentru club. Da, da, da. Deci asta e problema la care am vrut să vin, să mă prezint în fața dumneavoastră și să... Acum există și posibilitatea ca expertiza care o face cineva să aibă o anumită sumă la care ori spunem noi că e prea mult, ori Nu, mai mult era un apartament în București decât valoarea clubului la timpul respectiv. Da. Păi și eu m-am ridicat în picioare și am spus, domnule, nu e posibil să fac această expiere. Hai să facem o contraexpertiză.
Și atunci, din consiliul respectiv, mi s-a spus, cel care cere contraexpertiză să plătească. Cum adică, să vedeți că eu am vorbit în numele la mii de angajați. N-am vorbit în numele meu. Dar de cine a fost comandat? Deci atunci... Cât s-au vândut atunci? Dacă a fost comandat de cumpărător... 360 și ceva de miliarde. 360. O valoare a unui apartament, da? Da. Păi poate reușim să ajungem la o negociere să-l cumpărăm la valoarea unui apartament. De ce nu? Da. Cum a făcut domnul Angheluță o afacere atunci, putem face și noi afacerea. Nu, 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 domnul primar vă poate ajuta să urgenteze comisia? În principiu. De acum rămâneți ce stabilește Consiliul Local. Am înțeles. Eu vă mulțumesc că mi-aveți posibilitatea primarului. Sper să ajungem să fie treaba bună. Sigur. Toate cele bune cu mădățuiți. Vreau cuvântul domnului primar cu ordinea de zi. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind strategia anticorupție a Comunei Asău în perioada 2016-2020 și a planului de integrare al Comunei Asău. Inițiator primarul. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al Comunei Asău. Inițiator primarul. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare și selecția finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul de stat al Comunei Asău pentru activități non-profit de interes local. Inițiator primarul. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru imobile aflate în proprietatea Comunei Asău. Inițiator primarul. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru terenuri cu destinație agricolă aflate în proprietatea Comunei Asău. Inițiator primarul. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de închiriere pentru terenul cu destinație agricolă în suprafață de 1158 de metri, situată în comuna Asău, sat Straja. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensației în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciului de Urgență Voluntar pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Asău. Inițiator primarul și la punctul 8 diverse. Dacă mai sunt, de fapt, primul punct s-a modificat la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind abrogarea anexei numărul 1 la hotărârea de Consiliu 14 din 26.1.2017 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru bunuri proprietate privată a Comunei Asău. Cam asta. Dacă nu este așa o problemă. Aici îți calcul. Să punem la vot ordinea de zi. Care este că? Abține? Ieri s-a avut ședințele pe comisie. Ședințele comisiilor. Domnul Dorian, Olea, ieri a avut loc ședințele consiliului pe comisie. Comisiile. Specialitate. Așa. Ați bănuiesc. Strategia întâi, strategia. Păi m-ați zis că este primul. Nu, 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 la modificarea ordinii de zi. La modificare, da. Proiect de hotărâre privind strategia, aprobarea strategiei anticorupție a Comunei Asău pentru perioada 2016-2020 și a planului de integrare de integritate al Comunei Asău. Dacă l-ați studiat, l-ați discutat, probleme nu au ajuns la noi, că trebuie modificat ceva sau în urma ședinței din comisie. Întrebați ce probleme mai sunt. Probleme? Atunci, să punem la vot primul proiect. Abțineți? Da, trecem la următorul. Pentru aprobarea planului de pază al Comunei Asău. El a mai fost prezentat odată.
conținutul era bun, titlul era necorespunzător și așa că... Și nu se respecta procedura. Dacă sunt probleme. Sunt probleme la proiectul de pază? De pază? Da. Proiectul de hotărâre, planul de pază. De pază. Cine face paza comunistă? Poliția locală. Când o faceți? Când poate. Ziua, au și controle de noapte cu Poliția Națională. Când au făcut ultimul control de noapte? Nu știu, să-l chem pe ăsta. Știți de ce? Nu îl chem, ascult, cum îi spune minciune. Sunt camere de vedere. Eu am fost, ca fiecare, în alte comuni. În fiecare noapte patrulează și cu bicicleta. De exemplu, la Letea Vechi, Holt, la Domirești, îi vezi trei câmpi până și până la unul mare minunit. La patru, da. Pazoftească. Poliția... Îmbrăcați? Da, da. Cu bicicleta se duc, vin toată noapte. Nu știu dacă ar putea face prea mult ei. Dar știi cineva că noaptea se duc să mișcă. La noi, niciodată, dar niciodată, nu am văzut poliția locală după ora 8, să zici, să-i vezi pe drum undeva. Sau sâmbătă, când mai vin tineri de la discoteca, de la bar, la nu știu ce. Dar absolut niciodată. Din punctul meu de vedere, ei... Nu știu dacă justifică salariul lor, pentru că ne spune de un an de zile cu CEOS la domnul Bobechi, de exemplu, cu sigla aia. Nu reușește să-și pună pe mașină, vrea să fie de la SPP, de unde îs, și să fie misterios și asta e... Da, poate îi place lui domnul Crist. Dar oamenii ăștia au o normă de hrană, care noi am aprobat-o. Pentru ce, dacă ei rup poarta la ora 3 să ia normă de hrană și să ia... Înseamnă că v-a zis colegul meu că asta e expresia mea, să rupi sporții. Da, am mai auzit-o la matare. Am mai auzit-o la matare, dar nu mi se pare corect ca să lăsăm lucrurile tot așa, să ne prefacem că ei păzesc. Avem o hotărâre din Consiliul Local care ne spune că trebuie să ne îngrijim drumul. Poliția locală nu, o adus vă amendă, na, poate greșesc. O adus o taxa vă mașină pe ciobănuș pentru ca să putem repara drumul ăla, să creăm oamenilor condiții. Domnul Vici, că a fost și dumnealui cu drept. Domnul Vici, s-o strâns voleu de poliția locală. La ce? În baza hotărârii de Consiliul Local, care taxează drumul de pe ciobănuș, pentru a-l întreține. Ciobănuș, dacă nu-i drumul nostru. Cum să nu fie al nostru, domn primar? Când ne-am studiat materialele? Da, da, studiat. Am luat de pomană. Eu am vorbit cu juristul Comunei Său. Da. O spus că este monitor oficial, este inventarul public al Comunei Său. O luăm iar de la capăt? În administrarea ocolului. Cine e nostru? Domnul Vici, cine i-a dat să-l administreze? E nostru, acum văd o hârtie. Dar cine i-a dat să-l administreze? Este monitor oficial, dar a studiat documentele de la Direcția Silvică. Domnul primar, Direcția Silvică a luat orice ca să rămână în posesia acestui. Domnule, hotărâți dumneavoastră taxa de drum și eu cum poliția. Nu, nu taxa de drum. Păi nu, dar așa nu, așa nu. Hotărâți taxa de drum, eu cum poliția acolo. Și dacă ne contează... Domnul primar, eu am zis că Direcția Silvică sigur va scoate orice hârtie ca drumul să fie a lor. Nu e a lor. Am citit materialul, sigur ce am citit. Direcția Silvică spune că da, ar fi ilegal o publicare în monitor oficial sau cum spune ei. Costel, te rog frumos. Din hotărâre, din guvern. Deci se vede clar, tot vorbea de anticorupție, dezinteresul primării că nu vrea... Am stabilit, este hotărâre de Consiliul Local. Aici, în primărie, a cum dune. Păi s-a pus suma acolo, 60 de lei pe zi. Păi dar vedeți dumneavoastră că poliția locală habar nu are de hotărâri care noi le emitim aici? Că nu-i interesează de asta. Dar în schimb... Păi de ce nu a ajuns, domnule? De ce să-i chinuim noi cu normă de hrană și cu lucrurile astea dacă oamenii ăștia nu au... Eu propun să-l amânăm că ăștia să plecați, că apa-i tulburi în norocire, împreună cu domn Vici, am sunat de la deal, luați-o la deal, apara foto, domnul Marius de la situație de urgență, îți mai iei un martor și tot ce găsești trage în poză, încheie proces verbal la cioată, la fiecare. Și nu e aici. O amânăm că doar lunii e ședință. Bă, zăle, nu moare nimeni. Ca să-i aduc pe toți patru. Ca dumneavoastră să înțelegeți că poate ei să vă spună orice. Dacă plan de pază cu poliția locală,
nu se justifică. Oamenii ăștia nu au nicio treabă cu ce se întâmplă în comuna său. V-ați spus, drept dovadă, ne-au promis acum două luni că puni sigla și își faci mașina. Nu știu. Dar o să-i reci, vrei, o să-i... Îi reci? Că nu se prinde. A venit domnul Costel. Albu. Da, Costel Sizari, cu omul nu poate să-și desfășoare activitatea datorită domnului prost. Și având, repet, o hotărâre pe care trebuie să o aplici poliția locală, să strângem bani de două, trei bascule de piatră și să-l ajutăm pe omul ăla să ducă la servici și să vină înapoi la afară. Dar eu nu pot să investesc în drumul ăla, domnule, deci drumul nostru, nu vreți dumneavoastră, în administrarea lor, bre, nostru, domnul primar. Păi hotărâți aici să facem lucrarea. Da, păi am spus, așa, am spus, să vă asumați și răspunderea materială. Pentru că nu ne asumăm, ne asumăm cei care vin lotat. Marian, dă-i bani la domnul Vice să citească hârtia. Dă-mi toate. Vreo trei, dar nu v-am... Doamna, nici nu l-a văzut ca să... Domnul Vice, nu vă spărați, o citiți ca în cană asta citiți de acolo. Ce citiți? Uitați-vă și vedeți că e inventarul comunia său. Cum, asta e răspunsul care l-a dat ei. Păi las ce urmează, că noi ne interesează. Ei au putut să dea un răspuns care pentru ei favorabil. Doamne, când aveți nevoie de gogoș, vă duceți la Ron Silva și vă dă. Dacă vreți să-l citiți, citiți-o acasă sau unde vreți. Dar e vorba de la vechi, am citit și noi. Nu, ei și-au asumat ceva care nu e a lor. Și noi asistăm ca niște... Da. Noi printr-o hotărâre de guvern, drumul ar fi a nostru. Da. Deci, a nostru. Eu propun altceva. Să-i dacă e drumul nostru, îi blocăm drumul. Am spus, să punem un modul, să facem bariere, exact cum taxează ei că au pus bariere, de la deal de ei, am pus, cu banii care îi luăm de acolo, facem întreținere la drumul ăla. Și vreau să vă mai zic că și la brigade, ne-o spart podul cu torajul lor. Deci acolo, nu mașinile noastre sau din cauza la direcția silvică. Ei, podul nu a ajuns de la deal, iar s-o lărgit, nu vrea să facă nimic. Nici pentru chestia asta. Se duce un om, cade cu piciorul acolo, jur pe gâtul. Un cal, o căruță și zice că nu-i interesează. Da. Păi noi ar trebui să... Să facem noi? Ridicăm și noi. Păi domnule, hai să expertizăm podul ăla. Chemăm pe domn Popa de la... Păi da, e podul nostru și ei nu... 1500 ei nu le plătesc nouă absolut. Asfaltul este... Și pune semne de 3 tone, de 5 tone și poliția asta acolo. Tot. Și noi ce luăm? Păi. Ei își fac treaba, încasează și noi rămânim cu comuna bombardată și foarte. Rămânem în pagubă. Absolut. Păi uitați-vă cum arată drumul de la școală la Bartea la ăsta. Praf tot. Așa că programul de pază și dacă poate să notați, dacă poate să ne spune sau... Doamne, dar lunii chiar mai... Poate știți ce normă de motorină de dat. Luni vine aici. E conform. Păi nu, dar să vină și cu niște hârtii, să ne spună ce normă de motorină, o să vedeți că probabil au mai mult decât poliția rutieră. Și ei la 4 pugni. Noi am... Să vă spun eu, domnul Vici, ce face poliția locală. S-a dus, de exemplu, la un cetățean pe apa său, avea mașini în stradă. Eu zis, bun, pe bună dreptate, că mereu niște hârbuli ținea și el acolo, păi într-o mage. Stați să vă spun. Probleme ridicate de dumneavoastră. S-a dus acolo și eu spus că Marian a trimis, dar eu sunt șeful poliției locale, am spus eu odată că la Damian, l-am trimis eu să vină să spun, l-am trimis eu odată la Damian la poartă pe poliție. Când ție e aici, de ce nu spune? Păi nu vin, domnule, că ei nu dau să o gădea nimănui. Atât de profesioniști sunt oamenii ăștia, că se duc și-și cer scuze, spune în numele ăla, că Marian a zis. Dar cine-s eu? M-ați auzit? Lunii chem aici așa pe toți. Îi bârfești în tot satul și în toată comuna. Că ei sunt niște oameni ineficienți. Din punctul meu de vedere, ar trebui să urmăm exemplu altor comuni care au desfințat poliția locală. E, dar mai înainte spuneați careva că trebuie să mai angajăm vreo trei. Păi, da, să-și facă treabă, domnule. Când am zis eu ca să stea 7. Îi luați măsuri asupra lor, dacă nu, dumneavoastră îi conduceți. De la noi vine mereu, eu nu știu ce... Foarte bine, vă fericiți, vă iubește dumneavoastră, de la noi nu vrea să vină. Pe cuvânt. Iar din direcția silvică. Niciodată nu am văzut seara. Păi, dar domnule, dar au normă de hrană. Vorbesc ziua. Ziua. Iar referitor la direcția silvică, am făcut nu știu câte hârtii ca să ne redea terenul ăsta care trebuie să-l dăm la cetățenii pădurea. Și avem 3 luni de zile de când umblăm pe drum să ne... Ați încercat la prefectură sau la Consiliul Județean la cadastru? Ce ne? Ce sunt? Nu, ei trebuie să ne pună în posesie 2000 și 28 de hectare și ne-am dus cu domnul primar cu așa brațe de o să se ducem documente care au fost moșia lui Ghica. Vrei, dar aveți dumneavoastră, doamna Marcicare, o hartă cu culoarea portocalii ce a fost Ghica, cu culoarea nu știu care rosete și cu culoarea nu știu care cretă funcțiarul rău, român. Păi nu, că nu... Și atunci cine vine nou în gând, doar becăind pe aici, pe acolo, ia hai să luăm toată lucrarea lui Ghica, cu toate hărțele, și ne-am dus cu două sacoșe și cu două brațe de ieșire.
Și ne-am dus acolo. Și acum ce zice? Dar ce faceți? Păi am venit cu documente să arătăm care e moșia lui Ghica. Păi, dacă până la urmă trebuie să o facem, că și doamna juristă m-a sunat că plătesc penalități, dacă nu... Păi spuneți unde? Păi să alegeți din moșia lui Ghica. Și cum vine? Păi să o luați de la tunel la vale și dacă să dau de la tunel la vale. Și atunci, în urma discuțiilor noastre cu unii și cu alții, am zis așa, pietrosul e bun și am luat atunci. UP5, apa să începe cu pietrosul și se duce 1000 și 2000 de hectare. 1000 și ceva de hectare. Și UP6 la Gemăneli. Și UP6 Gemăneli, iar în astea două UP-uri îs 2600 și ceva de hectare. Noi trebuie să luăm 2018 hectare. În consultare cu avocatul zice, doamne, faceți-le hârtie și să spune ei da sau nu, ca să știm cum activăm. Le-am făcut hârtie de o săptămână, 10 zile și nu a venit nimic încă. Cert e că domn Păzlar a fost chemat ieri sau când dracu la Bacău, la... Dar să întrebăm, din proprietatea privată a unui din funcționarii de la Ocol, de ce se cramponează atât? De ce? Pentru un drept care ni se cuvine, oamenilor din comună, nu? Nu știu ce interes au, ceva... Interesul nu se de aia. Ce interes au avut de 14 ani? Nu știu. O taie și după ce de urmă. Dacă îi, putem să luăm la capătul moșii Ghica, unde? La Gemăneri. Nu? Sau unde? Doamne, noi am zis la Petrosul, Petrosul e bun. Și oricum sunt din până acolo, sau cei din satul Petrosul încăpeau toți pe Petrosul. Nu, era o idee pentru că scăpai să nu fii în sat, să nu fii discuții. O luai de, la, de unde se termină la vale și o, era, doamne, nu era în sat. Acum noi vorbim deja până primim un răspuns. Da. Să vedem, s-a dus și domn Păzoarul ieri sau alalt ieri când am vorbit la Bacău și să vedem ce ne vine, hârtie. Noi acolo, avocatul a zis, nu domnul, aveți clasamentul lui Ghica, solicitați acolo. Pe de altă parte... Complicațiile că după nou act normativ și ce reglementări mai sunt trebuie să-și facă omul ridicarea topul. Noi nu putem umbla la dosare. Chiar azi vorbeam că nu m-am gândit la treaba asta. Zic, doamnă, hai să începem dosarele, că sunt morți, ca să chemăm ceea. Păi și doamne, când îl chem trebuie să-i spui unii amplasamentul. Ca să ducă cu topograful, că el își plătește ridicările topul și CD-ul și cum scrie în document. Uitându-mă în mare pe listele alea care au primit sau n-au primit păduri, da. Am văzut că sunt oameni care cred că au depus ele, nu se regăsesc nici pe care au primit, nici care n-au primit. Ce trebuie să facă cetățeanul comunei său care dacă are de primit? Păi, de exemplu, am văzut familia noastră, Nicodin și Poroșan. Ne uităm în acte. N-am văzut nicio... Că am primit pe legea 118, am primit acel hectar. 118 alt socodeală. Bine, ce spun? Atunci am văzut și s-a făcut când erau moș Neculai, moș Ghiță, făceau ăștia. Și eu n-am făcut, de ce să spun. Dar sunt cererile. Și m-am dat cu n-am văzut nici familia Poroșanu, nici asta. Trebuie să o oprim undeva. Subiectul ăsta. De asta zic cu planul de pază, cum vreți. Din punct de vedere, ar trebui să ne spune ceva. Numai mâine, nu-i luni. Că mă gândesc că trebuie să depusă niște cereri, iar, nu? Legat de ce am făcut înainte. Da. O să trebuie să trebuie făcut că ce-am citit acolo, cam așa. De 14 ani am murit. Într-un an timp, de un an de zile, se poate depune cereri de iar. Până în decembrie, cred. Care nu este? Trei proiecte de hotărâre privind numirea Comisiei de Evaluare și Sancționare și Selecționarea Finanțelor Nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Iasău pentru activități non-profit de interes local. Întrebați. Sunt probleme care... Probleme? Comentarii? La Comisia de Evaluare, Comisia Economică, l-a propus pe domnul Dafine. Nu știu, dar unde? Patru parte. Da, că nu-i trecut, da. Dintre consilier și trei din aparatul de specialitatea primăriei. Fiecare comisie își propună. Și propună. Da, ziceți. Reprezentant. Noi nu l-am propus pe anul. De ce? Pentru domnul Vici. A, fiecare comisie. Fiecare comisie. Da, și-o propus. Scriți acolo și acum. Ce dorești? Ca să treci aici. Scriu eu pe anul? Nu. Păi ziceți ce luați de comisie. Comisia pentru administrație. Alte comisii. Da, domnul Dogariu. Ia uite. Dar dumneavoastră ce aveți?
Așa te-am propus, măi. Noi ne-am gândit asta. Mulțumesc. Nu, nu știu, nu mai gândesc. Când îți dau răspunsul? Ziceți și copilul. Comisia de învățământ. Comisia de învățământ. Noi ne-am gândit de asta. Doamna Florina, zic și eu, sunt membru al Consiliului, sunt membru al Comisiei, dar trebuie să pui și un profesor. Numai cu negustori? Da, de acord, mi-a spus. Ce faci? Ce-a spus la Aurică, numai de acord. Ionică, ești de acord? Culiță. Nu, nu am timp. Ești de acord? Nu. Nu, mă, cu doamna Florina. Florina, da. Florina, Florina, da. Cine mai este? Trei comisii din partea Brescia. Doamna Chivoiu, Ariton și Vădăn Ionela, da. Să punem la vot. Abținem? Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru imobilele aflate în proprietate comunii Iasău. Se aprobă prelungirea contractului. Da, v-ați citit. E vorba de spațiul de la farmacie. Domnul doctor aici. Domnul doctor Cojocaru și farmacia din incinta Vasiliada. Cine este pentru? Abțineți? Alt punct, proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru terenuri cu destinație agricolă aflate în proprietatea comunei Iasău. Aici ai vorba de terenuri din Nicoleta. Prelungirea contractului. A chemat domnul Lascăr, a venit cu buletinul și își face da. Și cererea. Da. Se face cererea pentru contractul era cu copii gratis la Teiuan. Da. O fost decedat, hai că sunt decedat și i-au cerut prelungirea contractului. Nu poți să mă prelungești că eu... Da, da, da. Omul e decedat. Să punem la vot. Este pentru? Abținem? La ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de închiriere pentru terenul cu destinație agricolă în suprafață de 1158 de metri, situat în comuna Asău, sat Straja. Bănuiesc că e vartalul ăla de la Bobeică, Sânică, pe malul Trotușului, care e de ani de zile în închiriere la toți acolo. Dar acolo am înțeles că este depus o cerere de renegociere a prețului. Așa. Noi am propus să facă din nou licitații normală cu toată procedura. Cu caietul de saci, îmi spune. Cu, da, cu caietul de saci. Păi ce scrie în caietul de saci? Ce scrie în caietul de saci? Asta va asta. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensației în bani pentru timpul efectuat de lucru prestat la intervenții celelalte activități prevăzute din programul Serviciului Voluntar de Urgență pentru membrii SVSU, pentru situații de urgență comunei Iasău. Aici e vorba de 30 de lei pe oră, incendii, o dat Dumnezeu să nu prea avem, nici de păduri, nici de pericoluri, că în vară să zice că o să fie secetă și atunci... Da. Dacă sunt probleme. Sunt probleme? Era o problemă, este o problemă, de fapt, apa tulburii de pe apă, de pe râua său. Dacă au plecat, așa, o să vedem mâine. Au plecat? Da. Dar eram împreună. Dar stopiești și stăpa de neagă. Da, da. Modificare la ordinea de zi, e aprobată modificarea, nu? Da. Așa. Proiect de hotărâre privind abrogarea anexei numărul 1 a hotărârii Consiliului Local din 14 din 26.1.2017 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privată a comunei Iasău.
Ce facem, domnul președinte? Ne reglăm probleme? Probleme diverse acum care vreau să revin din nou cu problema ridicată, pentru că în sensul că s-a încercat să ne se bage pumnul în gură. Din start vreau să vă spun că nu am ridicat problema de a fi împotrivă, ci să-i creăm un cadru legal acestei doamne acolo. Faptul că am lucrat atâția ani în învățământ, știu cum e cu spațiile școlare. Patrimoniul este al primăriei. Școala a dat un aviz care acolo o suprafață de 2-3 metri pătrați în care se poate desfășura o activitate economică. Noi, primăria, avem următoarea obligație. Un regulament și o hotărâre de Consiliul Local pe care îi stabilim și chiria. Pentru că noi, în hotărârile noastre de Consiliul Local, nu avem chirii pentru spațiul din școală. Și atunci toate lucrurile sunt rezolvate. Deci, de asta am plecat problema. Nu că am ceva împotriva dumneavoastră. Da. Nu. Doamna a avut dreptate. Mi-au spus că și tura trecută, băi, mi-au pus să faci autorizații, să-ți faci... Da, dar dacă eu nu am spațiu, pe ce să fac autorizații? Avem acum... Pe ce să fac avem, păi, dar autorizația de funcționare nu scrie că spațiu cu tare de ațametri din cadrul școlii de centru. Scrie, are voie să... Poate să iasă cu ele în drum legat de... Și acum poți să cheltui bani ca să-și facă autorizări, să-și facă aia, să facă... Dacă ea nu-i sigur de spațiu... Primesc că nu spațiu, da? Da, nu știu. Și-o fac de curat. Bun. Foarte bine. Deci noi trebuie să pregătim ce v-am spus eu. Ca da, documente în care poți, în ce bază poți să pui chiria. Și mâine dimineață merge. Iar dacă școala, doamna profesoare este aici, și știi foarte bine, dacă școala mai are un spațiu care poate fi închiriat pentru alte activități, de exemplu, culturale, mă rog, întâlniri simpozioane care să nu afecteze procesul de învățământ, îl poate nominaliza și îl primim în proiectul de hotărâri. Și atunci, deci, dar să nu aibă niciun fel de legătură cu procesul de învățământ. Doamna aici și probabil că... doamna jurist ar trebui să verifice și să consulte care este legea, să ne se spună dacă este legală desfășurarea unei asemenea activități în școală, în incinta școlii, în incinta, în interiorul școlii. Deci noi nu știm dacă este legală desfășurarea unei asemenea este, activități. Deci este un articol în legea învățământului care permite așa ceva, este pe toate școlile. Pentru mâine mergem acolo. Au magazine din interior. Mâine sunteți acolo? Magazine? Sunteți acolo? Deci da. Când zici deci, magazine... Dacă ești în urmă direct... Ce-au la fel? Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Eu sunt aici simplu cetățean. Deci eu nu știu, ca simplu cetățean, nu știu dacă este legal. Dar nu să le fac acolo. Toate școlile sunt distanțate, mai e problema că școlile este distanțate, acum dă și urmă. Nu se produce la eu un lucru fără început și fără sfârșit. O veni la mine, domne, ieri, la altă ieri, comparați-l dumneavoastră, ce sfat doamnă cu ea? Mă ta ai acte de proprietate. Păi nu are, poți să... Păi nu, am o chitanță la picul din mână de... Doamnă, dar pe teren ai un document? Păi nu am, păi atunci... Ori lași acolo de și saluți, adio, nu am treabă, ori îl iei și faci ce crezi cu el. Nu că poate găsesc să-l vând, doamne, mă ta nu înțelegi că nu poți să-l vezi. Nu poate să-l vând. El dacă nu mă să iau sunt undeva prin material. Dacă nu are acte pe el, nici măcar nu poate să-l închirieze. Sigur că știu, doamne, dar știu. Acum îți faci acolo și nu mai țin. O, da, nu știu. Ia școli. Ca cineva să vine să facă ceva acolo, e pentru pătrat de chirie. Ea nu are alte proprietate, deci nu poate să facă. Da, dar vă mai zic un lucru. Ca să desfășoare problema cu patiserie și să ai autorizații, venim la treabă, trebuie să ai spațiu pe ea. În asta. Școala nu-i proprietarul ei, nici noi, nici... Ea e așa, după o chitanță din mână. Păi, și atunci, ori trebuie să-și ia clădirea, îți trebuie făcute după evenimentele din decembrie 9, la un an, 2, 7, nu știu cât, care începe să... Da, și n-are cum să mai intre în legalitate. Că nici ea n-are. Eu să-și am de construcție. Chioșcu de acolo și gata, ce să mai...
Că poți să-i dai altă utilitate pe teren. Ei, acum, ca să poată să vândă după mine, doamnă, i-ar trebui să dea, să deschidă acțiune judecată justiției, dreptul de proprietar, că el l-a făcut. Și pe terenul școlii. Nu, nu, ca să poată să-l vândă. Sau să... Că până la urmă, sau ea l-a cumpărat, se duce cu chitanță de mână, cu marcă. Poate dreptul de utilizare între două persoane juridice. Da. De utilizare, dar nu de așezat acolo. Foarte simplu, evacuarea. Atât. Evacuarea ce face primăria. Eu am dat concesionat. El plătește o concesionare de acel metru pătrat. Și nu da voi să-l facă. Face dacă domnul președinte, să spune și colega ceva. Atunci n-am putea în Consiliul Local să dăm o hotărâre prin care să-i acordăm doamnei Mazilu spațiul acela? Dacă doamna care are magazin... Doamna, dacă nu e a nostru. Nu e a nostru. Noi nu-l avem în inventarul domeniului privat. Adică nu e a nimănui? A nimănui, dar unde să hai acolo. Să luăm noi degeaba. Nici măcar mă duc eu să fac ceva. Chirii, nimic. Trebuie să stăpânească cineva. Din punct de vedere al activității doamnei Mazilui, s-ar potrivi mai bine spațiul acela decât în incinta școlii. Dacă nu e a nimănui? Păi dar i-am zis, stai de vorbă cu, dar și așa, dar nu poate să ai autorizație de funcționare acolo. Că noi... Nu-ți dau autorizație. Păi hai să-l plăcăm în inventarul comun a său, a școlii, a ceva, ca să fie totuși a cuiva. Păi dar eu n-am document. Hai să-l dărâmăm, da. Ce se face? Hai să-l dărâmăm și lăsăm spațiul la copii. Așa mai degrabă. Da, nu evacuat. Da, în mod normal ar trebui evacuat și făcut ceva după normi, chiar de noi din primărie, unde putem să desfășoare activitate. Nu, 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 care în, are în contractul nostru de concesiuni, așa, așa pe l-a stabilit. Păi pe lui. Ce așa o doctorul? Așa o să termine, eu i-am zis, bă, bine, da, totuși el acum era în plin lucru, că e martie, final de martie. Cum îl faci, când, ce lucrări... Doamne, eu l-am chemat aici, eu fost în față și domnul primar. Păi au venit, eu l-am hârtiile, eu scrii faci... I-am pus să vin în ședință și au zis că-i plecat cu vin. Sau la domnul vice, la înșcări. Iar le-au luat, iar l-am chemat, iar... Da, și faci programul... Noi am început marcatul pe... Scoatem la curățit. S-au marcat ieri pe... la Rățene, acolo la Petrosul. Astăzi trebuie să termine acolo și începe pe Iacob. Și sperăm să... Și la Bartea, nu? Da, și la Bartea. Foarte bine. Sperăm în primăvară, în vară, să rățimiți lazurile astea. Tot așa, amânați domnul zile între... Domnul, haideți o leacă până la primă. Adriesă, peste adriesă, făcut, îi dus, insistam. Oleu, domnule, programul de pășuna, dacă nu-i jale, trebuie să-l aduceți mâine cel târziu luni dimineață. Că luni avem ședință. Alo, m-auziți? Nu. Nu știu, domnule, m-a dat tot fi, dar stația e departe. Sau nu oprește trăiem. Chiar vă rog frumos. V-am mai spus, v-a spus și domn vice și... Eu v-am zis că eu șuturi în Surloaie pentru treaba asta. Chiar vă rog, mâine să veniți cu el. Bine, sănătate. E la Târgu Mureș, la... Pești. Și are nouă la Pești. Nu. Da, mai am o problemă, domnul primar. Da. Acolo la Tursul, unde e ulița, la Port Calen, cum zicem, da? Iarăși în spatele, la lotul la unde îl are soția mea, iarăși se adună gunoaie, văd că crească de la uză la alta. Deci se cade de pe uliță, nu din altă parte. Exact când se intre pe uliță, în dreapta, încet, văd că ajung acuși la nivelul gardului. Că nu se duc prea departe cu ele, că e mai ușor. Cum ajung la capul uliței, în dreapta, bam. Lumea, duș. Nu știu ce trebuie făcut cu oamenii ăștia la nivel de comune. Avem la Gura Bărțe 5 containere mari. O dus pe Bartea o furgonetă, cred că e, de Pampers. Băi oameni, o furgonetă de Pampers. Nu pot să-mi dau seama. Cum mai dacă având containerele acolo? Păi am spus care-i soluția. N-am stabilit amândoi. Adresă la Ocolc.
În caz contrar, da, chemăm garda de mediu și gata. Păi de-aia... Și nu să o ocupi acolo de ei. Da? Să o ocupi acolo de ei. Și în alte zone. Nu știu, eu am fost pe apa să am încercat într-o duminică să spun în biserică, domnule, haideți să ne civilizăm, avem containere, s-o dat și pubelele astea. Băi, n-ai ce te face cu un moluz, o cărămidă, aia nu arde, sau, cu toate că nu indica nici să-i dai foc. Da. L-ai tocat, l-ai pus într-un colț în grădină. Da. Dar pampers, peturi, astea, pungi, saci, tot fielul arunc. Nu știu când o să ne civilizăm. Și la brigadă trebuie rezolvat. Nu știu când acolo. Sunt niște polistireni. Tot o miserie duce așa. Pe tot ocolul lui se face. Tot ocolul. Ocolul e responsabil. Ei duc mizeria. Din punctul nostru de vedere, ei o soluție la o soluție la sură. Ajungă pe că și așa. Uneți ale vreo 3 metri, dar drum și pe 2 către totuși. Făcut primăria, făcut un gard, unit cele două loturi. Păi dar avea odată ăsta, Bobeic, avea un gard, adică o plasă pusă, aranjată. În vreo două zone chiar am avut noi gard, la fierciul, la fierciul, la fierciul, ca să nu mai trebuie la... Vis-a-vis de poarta mea, toate. Păi îmi pășuie descoperire, pentru care născut. Nu știu, mă, închide, m-am închis. La Râmbea, dacă am închis, o înjura o stămân și s-o liniștie. Păi închis, bă, dislază, ora câini, închis pe ea pășuie. Nu-i închirea ca să zici că îl poți da cuiva în chirie sau nu valorifici. Nu le mai aveți probleme. Sunt o grămadă de câini, bine să o fie, ce hotărâre. Cine? Câini. Mai aveți? Acum ai văzut. Nu că sunt așa la noi care la noi. De unde vorbim? Pe pamiera vine are câte 40 de ani. Am fost la dată postul de câine, am fost peste totuși la doamna Mirion, soția lui domnul Mirion. Așa, au zis că au 1200 de câini ei. Da, plus și în oraș, oameni. Dar nu primește nimic, a fost că nu în capa lor. Și era acolo ce mărgeau 120 de voci. Am dumneavoastră să mulțumim și o pisă în plură acolo. Erau cu imediți, nu știu de unde. Da, deci n-au ce mânca și vin prin sat, pe uliță, pe la oameni. Da, câte 2-3, câte 2-3, așa. Dacă le dai de mișare. Da, ce mânca. Sunt ziua timpului. Au venit oameni la mine, mă rugați, și au niște pupele de astea mici care le-ați dat. Da. Nu au. Eu am spus să vii toți la mine, să-ți spună să-i trebuie un capel. Dar depinde unde stau. Sunt care sunt prin centru, sunt care prin mătru, nu au fost acasă. Acum stai să văd unde sunt. Păi ne punem de acord cu... Avem tabele la Ignat. La familie unii are acces mașina de gunoi. Așa ne-a spus și el. Poate noi o găsta în casă cu mașina. Nu are acces mașina de gunoi, este așa. Păi astea de acolo rămas în tabele. Și încă cu gunoiul ăla. Am cu gunoiul ăla. M-am dus la toți. Nu mai dați gunoi acolo, nu mai dați gunoi. Mâine am vorbit că domnul Grice sunt de oameni. Să strângă tot de acolo, să facă ce știe el. Dar cum îi întreb? Ați primit cu hidrocentrală? Nu? Da, spune. Aici de trece scoți o adreia. Și acolo mai doresc să pun o lampă ca noapte din tunelii pe acolo. Eu dacă strâng la 3 metri de... Dar măcar acolo să pune să mai vină cu noi acolo. Și le spui la toți să ne... Lămpe aviem, nu am mai dus becuri la tine. Nu sunt becuri. Nu știu, când am văzut, n-am nechemat firma. Alte probleme? Nu, cu lumii nu duce acolo un pic. Poate, doamna... Foarte importantă. Ne-a aruncat un pic ochiul pe cât de buget. Și nu am văzut acolo nici un leu alocat pentru un teren de sport. Ceea ce este o necesitate la nivelul comunei noastre. Și nu o spun în numele meu, o spun în numele tuturor copiilor din comună și a tuturor cetățenilor. Și am mai spus de foarte multe ori, părinții când vin la ședință, cred că asta este prima problemă. Copiii noștri nu au unde să-și petreacă timpul liber. E proiect de buget. Nu numai anul ăsta. Din ce știu eu, de când sunt în Consiliul ăsta, dar niciodată un leu nu s-a alocat pentru treaba asta. Nu centri de joacă, nu spații de joacă. E trafic, sunt mașini, copiii nu mai poate să joace în stradă, să dea cu trotinete, să dea cu bicicletă, să stea în tricamere. Am făcut o propunere pentru locuri de joacă, dacă am puțin, s-au prins un miliard bani vechi. Da, dar nici din ce avem prins, se întâmplă să nu cheltuim și poți să-i mutăm. Păi nu, dar important, ar trebui stabilit totuși. Aia am pus, i-am pus. La școală. Doamne, mulți puțini, că între timp nu se realizează o treabă, nu o prins. Și rectifici bugetul și o treci dincolo. Anul ăsta să facem un
un teren de sport la una din cele două școli, la anul celălalt, sau poate 2 ani de zile lucrăm la un teren, 2 ani la celălalt teren. Încercăm să luăm din altă parte și mai punem măcar... Acum nu poți, vă mire, faceți cum credeți, că dumneavoastră aprobați bugetul. O să vină bugetul când am înțeles că luni chemați la ședință. Da, da. Păi luni, la, chiar anunțați, doamnul. Bun, ați, nici nu știi, nimeni nu știm că acum, dacă acum au venit, dar trebuie văzut când naiba discutăm despre el, ce timp ne mărăm în nou, că... Că eu nu știu cum s-a organizat treaba, că eu, de exemplu, am zis, domnule, astăzi sau ieri, când a fost comisia, trebuia să discute că ieri era gata proiectul de buget. Nu știu, alții am înțeles că au intrat în posesia lui, alții nu. Da, alții zice, nu, domnule, o ținem cu o oră înainte, comisia. Da, cum credeți dumneavoastră? Luni de acum. Eu acum apelez la... Păi luni, dar barăm... La toți consilierii de aici, că noi suntem ca sfatul poporului. Eu o văd ca o primă necesitate în comuna asta. E pentru copiii noștri și eu când m-am angajat în activitatea asta, am zis că vin pentru copilul meu și pentru copiii statului. Copiii noștri nu au unde să desfășoare o activitate sportivă. Da. Sunteți consilier, luni se discută, înainte de ședință discutați din nou, votați pe un carnețel, punem, supuneți la vot. Dar cu terenul la școala veche nu se încadrează, păi era vorba păi de... Păi pe ăla, pe terenul ăla acum... E vorba de un teren de sport. La Bartea, când se duc, până aici vin din Glot, că n-ai cum, trebuie să uiți copii, nu-i poți. Și pe izlaz există iarbă, deși pe izlaz copiii se pot juca că există iarbă. La noi, la școală, pe teren de sport, nici iarbă nu există. Dacă plouă, nu se poate folosi terenul. Dacă e uscat, și nu am da, eu așa am propus, dar... Vezi că vine apa de pe o și vine pe... Eu în lista de discuții am propus terenul de sport la școală la bază. Birou de dezvoltare sau birou de proiecte. Analizate munița la lungă și la achiziții. La școală la lungă, care e la proiectul. Să mai pui foarte, să stei și aceea degeaba. Să începem cu școala de centru. Să înțeleagă nimeni că... Avem stadion, îi dăm utilitate stadionului. Ce să... La standarde europene, dar măcar bitum pe jos, măcar niște pornici, să fie îngrădit, să fie marcat, măcar să poți să marchezi. Așa. Noi nu putem să respectăm regulile jocului, pentru că nu există marcaj pe teren. Da. Da, legat de terenul la școala său, când l-am văzut, nu-mi venea să cred. Aici mai contează un pic și de Consiliul de Administrație a școlii. Atunci vorbești, faci... Trebuie să ne întâlnim în ședință la 3 luni, ați mă aminte și ce ați spus mai bine. Păi așa era pe timpul nostru terenul la școală. Domnul are dreptate, acolo se scurge aia. Sunt societăți private, mai vorbim cu unul, care are un... Da, Consiliul, tot primăria trebuie să-l fac. Eu știu asta cu primăria, dar... Școala, da, are întreținerea, restul clădirilor, construcțiile și... Da, domn. În ce stadiu sunt lucrările care la discutam despre covor asfaltic, despre gabioane de la Berea? V-am spus, la gabioane s-au rezolvat treaba cu topo, ne apucăm de lucru numai să aprobăm bugetul. Până nu ai cifră de bugetată, nu poți să... Și pentru asfalt? Pentru asfalt? Nici nu cred că-i băga covorul asfaltic, dar studiați proiectul de buget și apoi stăm de vorbă. Să o să ziceți, dar de unde dracu mai scoateți ca să fac așa ceva? Da, asfaltul la ce vorbim și nu vine. Hai să ai legat cu pe apa sau să zice că între întâi și zice mai, să știe câștigătorul, să încheie contractul. Dar, sau cine a făcut proiectul ăla de buget? Paul, numai un pic. Cine a făcut proiectul de buget? Care așa cum e? L-a făcut contabilul, contabila, și am venit și l-am discutat aici, în prezența mea și a lui domnul vice. Și urmează dumneavoastră în comisie să discutați și să-l îmbunătățiți și veniți cu idei, că nu deținem noi adevărul absolut. Dar de unde n-ai bani, cum s-a culoat, trebuie să strângem tot de peste tot. Pentru că dintr-un miliard, 100 sau 200 milioane cât s-au alocat pentru drum,
vorbim de bani vechi, în contrare, nu ai ce să faci cu ei când am făcut un calcul. Era vorba de sectorul ăsta de drum de la ultimul loc, la Polascan, sau care era, că e crăpat tot, ăla nu mai suportă iar nu sunt nicio formă, dacă mergeți pe el, că nu poți, e crăpat din toate părți, nici nu mai ai ce mai repara la ăla, practic. Doamne, și a zis că dacă tot aveam excedentul ăla bugetar, erau 20 de lei. Păi dacă, păi știu, dacă nu facem ceva, nici am reușit să-l strâng, am reușit să-l strâng și prost am făcut, că mi-am atras observații, că nu i-am cheltuit și eu nu știu cum să fac când apoi de un pod să nu dureze 10 ani ca la Mazăvaș și să poți să-l faci într-un an. Sau o altă lucrare mai mare. Dumneavoastră aveți proiectul de buget, mai îl mulțim acum și vă dăm acasă ca să-l aveți zilele astea sau s-o dat, nu s-o dat. Așa, uite, e mai bine așa. Pentru că o să avem... Nu până am dat numai 4 ședințe. O să avem un tronson nou de 4 km. O să mai fie unul de 4 km nou și la mijloc este vreau să vă mai zic un lucru, că mi-au să aminte acum. Și mi-au să aminte mai demult și după aia am omis. Ne trebuie o sărăriță la tractor. Nu mai merge 10-200 și cu 3-300, nu mai merge 13 km jumate să o dai din lopată, vorbesc de Valea Săului. Și în condițiile astea nu poți faci contract cu o mașină, că ți-ai cheile de pe cap, dă, nu dă. Trebuie să-i plătești, că ați văzut ce probleme. Și uite și aia trebuie, și uite, nu s-a mai trecut. S-a prins, de exemplu, a apărut oportunitatea asta cu 8 programe, de exemplu, vorbeam la București, și o localitate, au pus 100 de programe, vrei, cred că schimbă becul în primărie, că face aia, era râsul lumea acolo, era. Și atunci au pus la fiecare treabă câte ceva. Într-o lună de zile, poate o lună jumate, să stabilești ce obiective vom intra cu ele și banii să mai mute de acolo. Dar i-am spus și lui domn Vici, dacă noi am luat acum din banii ăia și îi blocăm pentru să vedem când, da, o vedea la timpul ăla, dacă ne aprobă primele două proiecte. Eu vă ofer un proiect de buget, că l-am pe masă, îl studiați și ne întâlnim luni. Că așa vorbim, ar fi bine, dacă nu atunci, toți spune că ar fi bine și așa. Punem banii de la complex și de la club, grămadă, și facem covoruri asfaltic. Da, și la anul îl dă domnul ăsta, că ori nu are cui să-l vândă, oricum. Da, domnule, un bătăreț încă o dată. Da. Nu, dar trebuia să-mi spui și mie de când îi plimbam și zic, cred că rămâne la anul, mai cărchim, da, dar mă talepi și ce? Ataci în ședințe, foarte bine că ataci. Dar trebuie că ieri îi plimbam și zic, doamne, îi s-ar încălză să-l poate rezist în iarna asta. Eu spontan, ai văzut că nu mai rezist o iarnă. Dumneavoastră, de acord, nu vă tărăți, domnule, ce faceți? Da, vorbim pe legea. Nu puteți până la urmă nici să nu-l aprobați, ca să ne blocăm complet, că... Să fie bine, să nu fie un manuie din județ. Să fie un manuie din județ care trebuie să facem treaba ca lumea. Domnul cum a dispărut aia 20 de miliarde când ne-am discutat. Excedentul, nu a dispărut, dar dispărut. În proiect. Așa? Păi domnule, ca să-mi pașe capra și varza fi parcurs, ele sunt mai... Bun, nu prinde 8 obiective de la Programul Național de Dezvoltare. Sunt convins că numai două și ceilalți din bani îi pui colo, îi muți colo. De ce este consiliu? De ce se poate face rectificare? Nu mai bine facem altfel? Vrei, dar faceți-o cum vrei. Îi punem toți și până ne aprobăm un proiect sau două, ca să nu ținem pe oameni, poate îi obosiți. Faceți cum o credeți. Sunteți consilieri, noi am avut o propunere, dumneavoastră puteți să o întoarceți pe toți, puteți să nu o aprobați. Cum vă duci sufletul, mintea, bunăvoință sau ce credeți dumneavoastră? Sau intenția bună. Bugetul trebuie aprobat. Nu, că nu o să-ți nimeni că nu l-a aprobat. Vorbesc așa. Dacă e în mâna dumneavoastră și puteți să-l modificați. Modificați. Alte probleme? Păi și îl modificăm în ședința de luni și când îl aprobăm? Tot luni? Păi luni. Păi doamnă, dar trebuie... Noi venim fiecare cu propuneri și așezăm acolo. Dar întâi trebuie să-l studiați ca să veniți cu propuneri. Că degeaba, ce eu aș vrea, să zbor în fiecare stămână, de nu știu unde. Veniți să-ți discuteați. Trebuie să vină să vă vin mai explici odată aici acum. Să vedeți ce vă cifre pe hârtie. Ce asta să-l chinui acum. Dar vine atât să primeați cu fiecare, că un... Cum cred, eu ziceam să luați fiecare un exemplar, vă uitați în el și luând dacă vă întâlniți cu o oră înainte, că atunci se poate, că nu se poate altfel. Că normal, trebuia astăzi eventual stat o oră, două. Să presupunem că rămâne așa. Ce facem cu drumul? Cum o să le rezolvăm? Cifrele s-au pus. Da. Cum o, dar nu sprinsem cu ei. Păi nu sprinsem cu ei, dar vreau scoatem să spun aia, scoatem aia, scoatem aia și punem în drum. Așa cum sunt, că sigur le-a spus acolo că trebuie.
Dar care-i soluția? Ce n-ai mai face cu... N-ai ce cărchie, n-ai văzut? Efectiv, nu cred că ai ce... Mai avem bitul, mai merge. Poți face alte lucrări, mai duci un an așa, o să-i trage. Eu, la părerea mea, dacă curățăm și îmi dăm o leagă, totuși la ea nu mai rezistă. Dar dumneavoastră, hotărâți oameni. Luați bani de la club, luați de la complex, luați de unde îți vreau. Nu mai cumpărați nimic, faceți cum vreți, numai să meargă treaba. Pardon, bine. Astăzi a fost o situație cam neplăcută, căci o parte dintre consilieri s-au dus la școală și o altă parte aici și a fost așa o divergență. Da, dispoziția de convocare scrie consiliul local. Păi da, dacă luni se vrea, pe toate că e dată dispoziția. De asta zic că mutăm la școală, că e bugetul. Nu, trebuie să hotărâți tot dumneavoastră dacă doriți la școală. Eu am vorbit. Acolo a zis că e cald. Aici îi strâng și așa. Vorbim de prelic sala de clasă. Cum doriți? Da, dar trebuie să știe lumea dinainte. Păi, nu vin dimineața și ei, spun știi, parcă nu mi-ar place. Sunteți atenți aici. De asta zic că trebuie hotărât odată ca lumea să doamne, știe. Doamne, hotărâți unii doriți să eu v-am spus, din partea mea puteți să o duceți și la Nerv. Dar trebuie stabilit dinainte. Nu vin în dimineața și spune știi că... ocupare e greață. Dar cine stabilește? Cine? Să stabilim noi. Nu stabilim, dar să fim de acord cu tăsă. Da, ai consiliul local, facem la consiliul local. Am spus așa, ce faci cu 2-3 invitații, ții în picioare? Dacă sunt a fost problema este alta, situația care nu ce problema este alta. Ai nevoie de referentul de specialitate. Ai la la școală, ai nevoie de papel de la școală. Chiar și de la perete. Dar sunt tot de acord să vă hotărâți. Ai doi invitați și stai cu spatele la ei. Dacă ne sunt doar de asta avem ședința pe comisie cu o zi înainte și vine tot când sunt ședințe când e sala de ședințe curând vine rânduri de bărți sau patru stai cu spatele la se puntează și rezolvă când e sala de ședințe și are 4-3 rânduri să e treaba să stai cu spatele faceți cum vreți numai să alte probleme, place foc, dar consilier, nu aveți să faceți foc. Domnul Dogariu, alte probleme. Păi, dar mai spuneți și dumneavoastră, ați venit la ședință și stați acolo, țineți geamul să nu cadă. Spuneți și dumneavoastră, aveți personalitate. Da, domnule, la școală.